Bine. Bună ziua, stimați cetățeni, părți interesate, stimate domnule director adjunct al Comunității Energetice. În primul rând, vă mulțumim pentru coorganizarea în comun astăzi a evenimentului care este dedicat agendei verzi de decarbonizare a Republicii Moldova și suntem foarte onorați să anunțăm despre un efort de mult timp așteptat de către comunitatea investitorilor, de către producătorii de energie, doritorii de a investi în energie regenerabilă, care vizează producerea energiei electrice din surse regenerabile, energiei termice, utilizarea energiei regenerabile în transporturi. La începutul săptămânii acestea, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Energiei a publicat spre consultări publice legea privind modificările propuse la legea privind modificarea energiei din surse regenerabile. Legea face parte dintr-un efort realizat cu suportul Secretariatului Comunității Energetice, proiectului EU for Energy, de a pregăti cadrul juridic necesar în vederea organizării licitațiilor pentru capacități mari de generare energiei electrice din surse regenerabile, parcuri fotovoltaice mari, parcuri eoliene mari, care va contribui, pe de o parte, la creșterea securității energetice în țara noastră datorită producției de energie locală, reducerea importurilor, reducerea dependenței de surse terțe, surse străine. De asemenea, va conduce la creșterea investițiilor private în acest sector, va conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și alt pachet major care vizează modificările la această lege țin de transpunerea pachetului, așa numitului pachet energie curată pentru toți europenii, ultimul pachet sau unul din, așa numitul al patrulea pachet al Uniunii Europene privind energia, care vizează creșterea ambiției privind utilizarea energiei regenerabile și creșterea rolului consumatorilor de a fi producători de energie, de a se asocia în comunități energetice în vederea participării active pe piața de energie. În acest context, astăzi organizăm acest eveniment, vedem un interes sporit din partea comunității investitorilor care au manifestat interes și participă la acest eveniment. De asemenea, trebuie să spunem că această activitate trebuie văzută într-un cadru mai larg, cum spuneam anterior, deci agenda de decarbonizare, agenda verde, prevede mai mult decât energie regenerabilă, prevede și eficiența energetică și gazele cu efect de seră, iar tot acesta este descris în documentul de politici care este numit Planul Național Integrat privind energia și clima, care descrie ambiția noastră pe termen lung, cum atingem decarbonizarea către orizontul de timp 2050, așa cum o face și Uniunea Europeană, ne aliniem și noi la acest deziderat și suntem hotărâți să avansăm în această direcție. Pe parcursul anului 2022, țara noastră, conform raportului de evaluare, raportul de implementare a acquis-ului energetic, printre alte țări a comunității energetice, țara noastră a avut cel mai mare progres în implementarea acquis-ului, reformelor, legilor în domeniul energetic. Aceasta ne face să fim și mai hotărâți, și mai motivați. Suntem siguri că aceasta va duce la creșterea securității energetice a țării noastre, va aduce investiții noi, va apropia țara noastră de Uniunea Europeană și, evident, va îmbunătăți viața cetățenilor. Vă mulțumim, stimate domnule director, Secretariatului Comunității Energetice pentru acest suport și dorim o zi productivă astăzi nouă tuturor. Mulțumim! Thank
Thank you very much, State Secretary Borsan. Indeed, it is a great pleasure to come to Moldova at this point in time and to witness firsthand how you, your ministry and your government have not only managed a crisis that hit Moldova particularly hard so well and with so much responsibility, but also used this crisis to develop the sector further in a manner that makes it more resilient. And I think what we are discussing here today, the new era of renewable, of an energy system that is based on renewable sources, is an evidence for that development, because more renewables will not only mean decarbonization, but will also increase the resilience of Moldova and will ensure that, in particular, if the design is well made and what has been developed in cooperation between the Ministry and the Secretariat is indeed a well-made design which satisfies the highest European standards. And if those rules, if this governance for renewables is being put in place, then also investors will find it very attractive to come to Moldova to help the country also developing further, and this comes at a time where both Moldovan's energy sector is at the break of a new development towards more decentralized energy sources, less fossil, and definitely and importantly less dependence. And for all this, I think we do have a very good formula. We have investors which are interested. We have a government and an entire population which looks forward to going to the next level of Moldova's energy sector development, a better design for the market, a better mix of energy resources, and something that really taps into Moldovan's full potential. As State Secretary Borsan has said, Moldova in these times of crisis has developed into a leader in the energy community. That's the organization that brings together the European Union and 9 contracting parties, and Moldova has been doing that really with a turbo booster, and that makes, I think, the entire Europe very hopeful that here in this country we can develop a hub for the region, but also for the entire Europe. And I think what will be discussed here at the conference and also in the wider public, the law on renewable energy, which is supposed to lay the foundation for this development, is indeed a very good mixture of providing investors the security they need and making sure that there is a fair share of costs and consequences that come with decarbonizing, and that this is not borne by the Moldovan population. There is a lot of support also available to Moldova, including through the energy community. The energy community has been during this very turbulent year of 22 and 23 also been very much involved in managing crisis, but this is a very hopeful moment because we see that something that's much more important in the long term than getting out of a serious crisis indeed, but that's getting the development towards a better energy governance, a better more affordable, more reliable, more or less polluting energy sources is put on track, and that very well fits into
the entire European and the energy community's agenda. And once again, I would like to thank the government not only for what has been achieved, but also for this spirit of discussing things openly with the public, with the international partners, and using all our experiences, our input, and our willingness to work together to achieve best results for the country. Thank you very much. С апреля стало известно, что контракт на цена «Газпрома» на треть ниже, чем мы закупаем, чем удобно закупать «Энергоком». В связи с этим вопрос, что вы планируете делать, чтобы как-то снизить контракт на цену «Энергоком» и Din cadrul Agenției Naționale microfonul se dau. 1, 2, 3. Mă auzi? Tarife și nivelul. 1, 2, 3. Deci doresc să atenționez. Deci dumneavoastră ați făcut corelația între energie electrică și gaze naturale conform unui din principii de reglementare care vizează achiul energetic, se interzice subvenționarea încrucișată de la o sursă de energie să fie transferată venitul sau cheltuit la altă sursă de energie. Aceasta este interzis. N-am înțeles. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult pentru declarație.